tatăle mele. Ce mi-ați adus, băieții mei? V-am adus informații, v-am adus informații prețioase și serioase. Sunt oameni care, din cauza fricii de singurătate, preferă să rămână în relații toxice sau să se întoarcă la el. Raluca e alături de specialiști și ne spune cum putem să depășim acest lucru dacă, din păcate, există în viața noastră. Bună dimineața! Neața, dragilor, există numeroase studii care vorbesc despre frica de singurătate. Unul dintre ele arată că această teamă apare mai ales în rândul femeilor care au între 20 și 30 de ani. Pe scurt, frica de singurătate apare atunci când nu ne place să stăm cu propria persoană. De ce se întâmplă asta? Încerc să aflu de la Georgeta Pănișoară, specialistul nostru în psihologie și educație. Bună dimineața! Bună dimineața! Să începem chiar de aici. De ce nu ne face plăcere să stăm cu propria persoană? Sunt probabil multe cauze, dar cu siguranță când eram mici am fost învățați mai ales să fim cu ceilalți. Da? Trebuia să fim foarte atenți la ce se întâmplă în jurul nostru, eram invitați să învățăm să socializăm în parc și am învățat până la urmă că trebuie să fim doar cu ceilalți ca să ne simțim fericiți. De fapt, trebuie să găsim un echilibru între a fi ok cu noi înșine și a fi ok și cu ceilalți. Putem avea momente foarte frumoase și practicând un hobby al nostru, pur și simplu, singuri, uneori, iar uneori împreună cu ceilalți. Astăzi ne-ați adus o tablă și încercăm să aflăm cum putem să scăpăm de această teamă de singurătate. Mm-hmm. Ce avem de făcut așadar? Avem câteva lucruri importante de făcut, dar în primul rând aș vrea să completez ce ai spus tu foarte, foarte bine. Tânăra generație, într-adevăr, arată cercetările că se simte foarte singură. Generația, da. Arată cercetările, până la 79% dintre ei declară că se simt singuri. Vorbim despre cei născuți după 1996. Da, corect? Dar și un pic generația dinainte, se pare că în proporție de 70% declară că sunt singuri. Ok, deci vorbim cu tinerii. Ce le spunem? Exact. Să învețe să se cunoască pe sine și să învețe să se accepte mai mult pe sine. Să-și găsească resorturile acelea că pot face singuri lucruri bune, că pot lucra independent bine, că pot să se simtă bine pur și simplu cu ei înșiși. Pentru că mai trebuie uneori la un job, de exemplu, să ne realizăm obiectivele proprii. Deci trebuie să vedem la ce sunt eu bun și să-mi accept acele lucruri, practic vorbind de autocunoaștere. Că uneori mă pierd în ceilalți. Spune. Și dacă am avut o seară pe care am petrecut-o singură sau singură acasă și nu mi-a plăcut neapărat ce am făcut, m-am plictisit, e acesta un capăt de lume sau pot să accept că mă pot plictisi și cu cei din jur și cu propria persoană? Corect. Deci trebuie să vânăm relații de calitate. Uneori ne simțim foarte singuri fiind cu alții. Ne simțim neînțeleși. Nu ne plac valorile acelor oameni. Sunt diverse motive cu care mă simt singură într-o mulțime foarte mare. Din nou trebuie să ne echilibrăm un pic percepțiile și să nu avem așteptări realiste, nici nerealiste. Să mergem un pic mai spre realism și să vedem, e realist să mă gândesc că mă simt bine doar lângă niște oameni, că oamenii aceia s-ar putea să nu-mi placă, să nu împărtășească aceleași valori cu mine. Sau invers, s-ar putea să fie foarte nerealist să zic că nu mă plac deloc pe mine. S-ar putea să descoper că îmi plac multe lucruri la mine. Mulțumim tare mult pentru sfaturi. Doamna Georgeta Pănișoară a fost alături de noi. Așadar, dragilor, iată, totul pornește de la încrederea în sine, în primul rând, și de la ceva mai multă acceptare când vine vorba despre propria persoană. Mă întorc la voi. Cred că trebuie să merg la psiholog. Pentru că știți de ce? Eu de pe la 10-11 ani nu mi-aduc aminte să fi fost trist când eram singur. Dar nu mă lasă oamenii să fiu singur. Caut acum o soluție să-mi închid pivnița. Eu nu am ușă la pivniță, dar caut o soluție, îmi trebuie un zid, un ceva, și ceva să nu treacă nici pisica. Adică aș vrea să stau singur, singur, singur. Nu poate să intre nimeni. Eu sunt foarte fericit că sunt singur. Oi avea eu o problemă sau nu?